Leticia Georgiana Maftei. Leticia, tu ești bună, ai un glas bun, parcă mai bun acum decât la preselecții, deși notele poate sunt altele din partea jurului, dar nu asta contează, tu nu trebuie să te descurajezi niciodată, pentru că jurații sunt, gândesc subiectiv, unul vrea ceva, unul vrea altceva, sau unul, de exemplu, tu poate ești foarte bună, dar dacă ai tras un fals, un jurat e în stare să-ți cadă un punct întreg, în loc de 10 să-ți dea 9, de exemplu. Se întâmplă la festivaluri, eu organizez de multe ori și mă uit la note, sunt concurenți care iau 10 la o piesă și altui dă 8. La aceeași melodie, la aceeași interpretare. Deci ei sunt în lumea lor, așa că nu trebuie să te descurajeze chestia asta. Tu ești bună, ce să spun? Nu pot să zic că ești Celine Dion acum, că n-ai cum, ești mică, dar tehnica ta e bună, ai și vibrato, ai ridicat și niște note înalte, te-ai îmbrăcat și frumos. Piesa e ok, puțin festivalieră, dar o să te adaptezi tu din mers. Una peste alta îmi place tot ce faci, gestica ta, îmi place că te-ai îmbrăcat fain, că ești pregătită pentru un concurs și așa și trebuie. Mulți au cântat în pijamale și asta puțin m-a enervat, dar nu i-am depunctat. Numai că aș fi vrut să creadă și ei în acest concurs, pentru că eu o să aleg un câștigător cu care fac turul televiziunilor din România. Ține minte că ești bună, ești pe drumul bun și cu un an, doi de studii în continuare cu ce profesor faci tu, vei fi foarte, foarte tare. Asta cred eu. Nu te lua de pe notele jurului, m-am uitat că n-ai o medie grozavă, dar asta nu prea contează pentru că ți-am spus, juriile sunt subiective, fiecare notează după cum crede el. Eu nu am schimbat notele și atunci totul a rămas așa cum decid ei, dar e și publicul care are o șansă să te aducă în finală. Dacă intri în finală, să vii cu o piesă la fel de faină și tot așa dificilă. Succes! Bye.